Bine ați venit la o poveste! Astăzi o să discutăm despre mi-e teamă. Vouă vă este vreodată teamă? Uneori ne e teamă de un om nervos sau de un om furios, alteori ne este teamă de un animal sălbatic sau ne este teamă că s-a făcut frig afară și noi suntem îmbrăcați subțire. Sau ne e teamă de apă și ne e teamă să învățăm să înotăm. Sau ne e teamă să ne dăm cu schiurile, că nu vrem să cădem. Haideți să vedem ce ne învață autorul poveștii. Uneori mi-e teamă. Mă sperii când aud tunete afară. Cred că toate animăluțele și chiar și copiii se sperie când aud tunete. Sau când sunt singură într-o cameră întunecată. În întuneric, toate par diferite. Uneori evit să încerc ceva nou, deoarece mi-e teamă să nu mă lovesc sau mi-e teamă că nu îmi va plăcea. Mi-e teamă când mama mea mă lasă singură și pleacă. Vă e teamă să rămâneți singură acasă? Trebuie să vă fie, că doar sunteți acasă la voi. Este firesc să-ți fie teamă câteodată. Toată lumea se teme. Adulții, copiii, chiar și animalele. Important este să găsești modalități care să te facă să te simți bine. Ia uite cum se simte bine. Să doarmă cu păpușica, să stea lângă stăpâna lui cățelul. Data viitoare, când ți-e teamă, îmbrățișează păturica sau jucăria preferată și imediat te vei simți în siguranță. De asemenea, le poți spune părinților tăi de ce îți este teamă. Ei te vor ajuta să te simți în siguranță, te vor îmbrățișa, vor fi tot timpul alături de tine, te vor mângâia și în felul acesta le vei simți iubirea și protecția. Uneori este foarte important să nu ignori teama, deoarece te poate proteja. De exemplu, atunci când un câine mare latră, nu te apropia de el. Poate fi furios și îndată să te muște, fără rost, pentru că el, fiind supărat, crede că vrei să-i faci rău. Încearcă încet, încet să învingi temerile tale și cu ajutorul celorlalți vei vedea că ceea ce te sperie nu este atât de înfricoșător. În viață găsim mult mai multe lucruri frumoase decât lucruri de care să ne speriem, nu-i așa? Cel mai bine este să ne găsim confortul și locul în care ne simțim noi minunat, părinții sau prietenii, frățiorii care ne iau în brațe așa și ne alungă toate temerile. Dar voi sunteți niște copii curajoși și nu vă e teamă, nu-i așa?
La revedere!